lansarea proiectului cultural Cartografierea și promovarea resurselor culturale ale raionului Drochia a avut loc în încinta Consiliului Raional Drochia la data de 1 iunie. Proiectul este menit să imortalizeze tradițiile și obiceiurile ai poporului moldav, monumentele arhitecturale și naturale din regiune. Drochia este prima localitate din Republica Moldova unde are loc desfășurarea unui asemenea proiect. Este un proiect în premieră în țară și este în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Și ne bucurăm foarte mult că această fericire de a lansa, de a porni și de a desfășura acest proiect a revenit anume Drochiei, dar cu părere de rău mi-a rămas și mai puțin timp din cauza pandemiei COVID și ne vom strădui ca să realizăm în termenii stabiliți așa cum a fost preconizat la început. Pentru desfășurarea proiectului într-un mod corect și pentru a obține la final rezultate înalte și succes, este necesară o atitudine corectă. Astfel, toate persoanele implicate în desfășurare vor fi instruite. Perioada implementării acestui proiect, cartografierea și promovarea resurselor culturale, imateriale ale raionului Drochia, avem de realizat un șir de activități, dar cele mai prioritare ar fi seminarele de instruire cu participarea actorilor principali din domeniul culturii, lecții de informare în instituțiile de învățământ din raion. Avem de realizat și simpozioane științifice cu participarea experților din domeniul patrimoniului cultural și material. Vom realiza împreună cu partenerii noștri media, împreună cu dumneavoastră, dragi colegi, reportaje despre valorile culturale ale raionului Drochia și crearea unui film documentar cu tema cercetarea și documentarea patrimoniului cultural ale raionului Drochia. Oamenii din domeniul culturii, totodată și membrii proiectului, sunt bucuroși că vor fi valorificate meșteșugurile ai poporului moldovenesc de sute de ani, vor fi cunoscuți oamenii talentați din diverse domenii și se vor face cunoscute mai multe lucruri interesante despre raionul Drochia. Este un proiect care va fi implementat pe parcursul până la finalul anului și va fi implementat în fiecare localitate din raionul Drochia, împreună cu echipa de implementare, care sunt colegii mei de la Direcția Cultură, dar și colegii mei din orașul Drochia, ce activează în domeniul culturii. Vom merge în fiecare localitate și vom cartografia, mapa, toate resursele culturale ale raionului și al localității, bineînțeles, pentru a scoate din anonimat meșteri populari, meșteri bucătari, tradiții, obiceiuri, colinzi, urături și tot ce are mai frumos localitățile noastre pentru a fi ulterior promovate. Transmiterea tradițiilor și obiceiurilor moldovenești din neam în neam. Aceasta este o prioritate a autorităților locale care s-au implicat nemijlocit în proiectul respectiv. Consiliul Regional nu este indiferent de proiectele care sunt implementate de către Direcția Cultură a raionului Drochia și noi am contribuit cu suma de 50.000 de lei de la început pentru implementarea acestui proiect interesant pentru păstrarea tradițiilor și valorilor la raionul Drochia și a Republicii Moldova și în continuare vom susține acest proiect. El este destul de binevenit deoarece generația tineri trebuie să ții în minte ceea ce au făcut strămoșii noștri cu multe sute și zeci de ani în urmă și să le transmită și copiilor și urmașilor noștri acest mesaj frumos de tradițiile noastre frumoase care sunt în Republica Moldova și în raionul Drochia. În cadrul proiectului Cartografierea și promovarea resurselor culturale ale raionului Drochia vor fi explorate 28 de sate din raionul Drochia, după care acestea vor fi cartografiate. Aplicantul proiectului este ONG-ul Centrul de Resurse Univers. Proiectul este în valoare de 140.000 lei și este susținut financiar de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și Consiliul Raional Drochia. Acest proiect este implementat în premieră în Republica Moldova. Salve, Zaur Drochia! Victoria Conea, Roman Gonceruc, TV Drochia.